Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Este joi după amiază, este ora 17, ca de obicei, la această oră este emisiunea noastră Consultații Gratuite. Și pentru că ne aflăm în continuare într-o stare de urgență și lumea se gândește în permanență la ce va fi mai bine sau mai rău, haideți să schimbăm un pic astăzi tema. Haideți să vedem ce au făcut colegii mei, ce am făcut eu, ce au făcut colegii mei din țară, ca să ne pregătim pentru a putea să vă fim dumneavoastră de folos în această perioadă. Așadar, tema zilei este pandemia, cum ne-am pregătit. Avem doi invitați speciali. De la București este doamna doctor Sandra Alexiu, medic primar de medicină de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București și Ilfov. Ilfov, să rămână, doamna doctor, bine ați venit în emisiune. Sunt Bună ziua, emoționat mulțumesc! privindu-vă de la distanță. Mulțumesc și eu sunt emoționată că ne vedem din nou. Noi suntem colegi de mult și ne cunoaștem de mult. Da, și mai avem un invitat. Este vorba de domnul doctor Daniel Popovici, medic primar de medicina familiei, președintele Asociației Medicilor de Familie din Careș Severin. Bună ziua, domnule doctor! Bine ați venit în emisiune! Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc pentru invitație. O rectificare majoră, te rog frumos. Vicepreședinte la Societatea de Medicină a Familiei din Caraș Severin, președinte este colega mea, Șana Loredana. Mă rog, îmi cer iertare că v-am greșit funcțiile, dar sunteți colegii mei și asta este important. Da, Pentru mulțumesc. început, stimați telespectatori, așa cum v-am obișnuit, situația la zi, cer regiei să-mi pună la dispoziție prima imagine. Așadar, astăzi la ora 13 aveam 12.000 de confirmați, 4.000 de vindecați și, din păcate, 695 de persoane care au decedat de la începutul epidemiei. V-am prezentat astăzi aceste date sub formă diferită față de emisiunile anterioare pentru ca să vedeți mai bine trendul, adică încotro ne îndreptăm, pentru că sunt foarte multe voci care afirmă în continuare că pandemia este pe sfârșite și că ne aflăm într-un oarecare platou și că măsurile de relaxare din 15 mai ar putea fi introduse mai repede. Eu zic că nu este așa. După cum puteți vedea, trendul este tot crescător și mă tem că și după 15 mai lucrurile nu vor fi tare grozave. Mulțumesc regiei și să continuăm. Așadar, doamna doctor și domnule doctor, tema emisiunii era cum ne-am pregătit. Bineînțeles că voi începe cu doamna doctor Sandra Alesiu și o voi întreba pe domnia sa cum s-a pregătit dânsa și cum s-au pregătit colegii din zona Bucureștiului și Ilfov. Pregătitul înseamnă mai multe lucruri și, în general, nici unul dintre noi nu e singur. Toți avem colegi sau lucrăm în echipe. Fiecare dintre noi are cel puțin o asistentă medicală sau un asistent angajat și unii lucrăm în cabinete grupate, alții în clădiri în care au mai multe cabinete. Important este că în această perioadă noi am trecut prin niște schimbări fundamentale. Indiferent că sunt în București, în oraș sau în Ilfov, fiecare dintre noi a trebuit să ia în piept această problemă dintr-o dată și ne-am confruntat cu niște greutăți foarte mari, așa cum se confruntă evident toți medicii de familie din toată țara. Pentru că noi nu am fost dotați de către statul român cu absolut nimic. Nu am primit nicio mască de la stat până în acest moment, nu am primit niciun gram de dezinfectant. Toate lucrurile pe care le-am căpătat au fost din donații private și acelea, evident, în cantități mici și disproporționate. Fiecare cum a reușit, dacă discutăm despre Ilfov, am primit câte ceva de la Consiliul Județean Ilfov, dacă discut despre colegii mei din București, am primit de la unele sectoare. Poliția sector 1, de exemplu, a dotat colegii și primăria sector 6. Pentru toți ceilalți au trebuit să se descurce din fondurile proprii, dar cea mai mare problemă a fost accesul la materiale, pentru că și în continuare ne confruntăm cu o criză în a găsi materialele necesare de protecție pentru noi și dezinfectante pentru cabinete. Și se găsesc așa cu țârâita, cu bucățica. Mai luăm și noi, mai încercăm să apelăm la furnizori. Noi avem niște colaborări mai vechi cu niște
furnizor de consumabile medicale și când spun noi, spun Asociația Medicilor de Familie București ILFO, motiv pentru care în această perioadă am ținut strâns legătura cu ei și de câte ori a apărut un transport și a venit ceva marfă, am achiziționat și am trimis colegilor după posibilitățile noastre. Mă refer la colegii care sunt membri ai asociației, pentru că Asociația Medicilor de Familie București are aproximativ 700 de membri și asta înseamnă un consum destul de important și o cheltuială importantă, dar în perioada asta știți cum e, importantă este sănătatea noastră și protecția tuturor ca să ne putem desfășura cât de cât activitatea. Pregătirea nu constă însă numai în materiale de protecție, constă în a vedea cu totul altfel cum am, față de cum am făcut până acum consultațiile noastre. A trebuit să ne adaptăm rapid la ideea de teleconsultații, să ne abordăm pacienții pe toate căile posibile, prin telefon, prin mesagerie, prin videoconsultații și să găsim dintr-o dată într-o lume în care niciodată n-am fost conectați cu colegii noștri din ambulatorii sau spitale, să găsim soluția să putem să ne întâlnim virtual astfel încât, pe de-o parte, să putem face rost pentru pacienții noștri de scrisori medicale, de indicații, de scheme terapeutice, în cazul în care aceștia nu s-au mai putut deplasa, sau pur și simplu să lucrăm împreună la educație medicală, pentru că ne confruntăm cu așa o avalanșă de informații medicale și cu atât de multe știri, încât trebuie să învățăm, pe de-o parte, să alegem ce e corect și ce este bun și să facem educație și să înțelegem eu un lucru cu totul nou, ceea ce ni se întâmplă și, evident, trebuie să fim adaptați la zi cu toate informațiile, inclusiv medicale, și pentru noi, pentru echipa noastră și pentru pacienții noștri. Da, doamna doctor, așa este. O să ne întoarcem la vestita consultație telefonică imediat, dar întâi aș vrea să-l întreb pe bunul meu prieten, care este situația la dumneavoastră în Cara Severin, la Reșița? Cum v-ați descurcat cu medicamente, cu materiale, cu dezinfectanți pentru perioada asta? Ați reușit? Am reușit în parte, domnul doctor, însă vreau să vă precizez și să vă fac cunoscută situația din Caraș Severin. La ora actuală, 91 de cazuri confirmate, 45 de cazuri vindecate, 5 decese și persoane testate, tragem bară pentru că nu se face public numărul persoanelor testate în Caraș Severin, ci bănesc nici în țară. Am impresia că la dumneavoastră este un pic de secretomanie în județ, se păstrează ceva din vechile metode, a nu se pune la dispoziția publicului toate datele. Și în Maramureș avem cazuri confirmate, avem și noi și un deces, avem și persoane vindecate, dar ideea este următoarea. Vreau să știu dacă ați reușit să vă aproviziona, dacă ați găsit medicamente, materiale, dezinfectanți. Sigur că am făcut eforturi deosebite, mai ales financiare, ca să găsim echipamente. Mănuși, măști, la început măști de pânză, măștile acelea chirurgicale prin care dacă sufli se stinge chibritul, adică nu deci au... Deci total ineficiente. Total ineficiente. Am luat legătura cu diverse firme de distribuție a acestor produse și... Vreau să spun, domnul doctor, că personal, în urmă cu 3 săptămâni, am făcut un contract cu o firmă din Timișoara pentru 100 de măști FFP2 pe care le-am plătit în avans în momentul următor contractului, adică a doua zi, și pe care măști nici în data de astăzi nu le-am primit. Pentru că afirmația au fost rechiziționate la vamă. Am mai găsit pe toate site-urile și pe toate câte o bucățică de mască, câte o bucățică de mănușă. Să nu mai povestim de combinezoane și altceva. Personal am reușit să fac o aprovizionare decentă la cabinet. Suntem doi colegi, eu și cu soția, pe același cabinet, în tură inversă, cu două asistente fiecare și la ora actuală nu ducem lipsă de materiale. Am găsit și am cumpărat și combinezoane, și măști, și mănuși, dezinfectanți, iar așa la prețuri de
indecente, aș putea spune, ca să nu folosesc cuvinte mele la locul lor. De ce să nu le folosim, domnul doctor? Sunt la niște prețuri nesimțite deja. De fapt, eu v-am întrebat pe amândoi colaboratorii din emisiunea de astăzi acest aspect al aprovizionării și a prețurilor, bine cum a și subliniat dumneavoastră, datorită faptului că știe lumea sau nu știe lumea, dar ar fi bine să știe lumea că în momentul de față medicii de familie nu primesc nimic gratuit de la stat. Noi suntem persoane care avem contract cu sistemul de asigurări, dar sistemul de asigurări nu ne dă nouă nimic pe degeaba. Nici măcar un vârf de ac, nu vorbim de măști, viziere, combinezoane sau substanțe dezinfectante. Deci, atenție, stimați telespectatori, să știți, așa stau treburile și de asta i-am provocat în începutul emisiunii pe cei doi colaboratori la această discuție, pentru că vreau dumneavoastră, telespectatorii, să știți că dumneavoastră, când veniți la noi în cabinete și vedeți că avem substanțe dezinfectante, măști, viziere, combinezoane sau mai știu eu ce, toate sunt pe banii noștri. Nu primim și nu vom primi nimic gratuit de la stat. Doamna doctor, spuneați la începutul emisiunii despre consultația telefonică, despre modul cum s-a schimbat sistemul și da, este foarte important să continuăm pe această idee. Așadar, haideți să o luăm de la început și să le mai explicăm o dată telespectatorilor ce înseamnă această consultație telefonică. Întâi și întâi aș vrea să vă spun că toți colegii noștri medici de familie din Europa fac consultații telefonice de ani de zile. Și nu mă refer doar la a pune telefonul la ureche și a vorbi, vorbim de inclusiv utilizarea imaginilor, a înregistrărilor, a unei discuții în direct, inclusiv cu imagine, cu pacienții. Și asta se întâmplă nu numai în Europa, cum vă spuneam, dar și în America, pentru că peste tot există zone îndepărtate și izolate. Și pentru pacienții care sunt în zone izolate, accesul la asistență medicală este extrem de dificil în toate țările și există reglementate foarte clar legal aceste lucruri. În România însă, până în acest moment, până la pandemie, nu am avut niciodată voie să facem acest lucru. Consultația telefonică și videotelefonică nu au fost reglementate legal. Practic nu sunt recunoscute ca act medical, pentru că din start se consideră că o consultație trebuie să se desfășoare cu pacientul în față. Ori în față înseamnă fizic. Știm cu toții însă că acest lucru este posibil ca pacientul să nu fie chiar în față, că o mulțime de lucruri se pot rezolva astfel încât să nu mai fie nevoie de deplasare până la cabinet, iar această o lună și jumătate ne-a arătat cu vârf și îndesat că foarte multe dintre consultațiile pe care le desfășuram înainte poate că nu erau neapărat necesare. Toată lumea și-a adus aminte din partea părinților cum e, ce înseamnă să îngrijești anumite boli ușoare doar cu ceea ce ai acasă, așa zisa medicină în familie, despre care noi toți am învățat în copilărie și noi copii fiind am trecut prin asta. Cred că nimănui nu lipsea din bibliotecă acea carte numită medicină în familie. Pe de altă parte, nouă ca medici ne-a adus o oportunitate de a reveni la niște lucruri pe care o îndelungată perioadă de timp nu le-am mai folosit. Mă refer aici la conversația între pacient și medic și o atenție deosebită pusă pe partea de anamneză. Neavând decât în față pacientul și pacientul având în față medicul, doar dintr-un dialog extrem de amănunțit, însoțit cu explicația clară a tuturor semnelor și a simptomelor, cu imagini care să arate tot felul de leziuni sau bubițe sau amigdale mărite, fotografii făcute corect cu bliț ca să se vadă bine, în fine, tot felul de amănunte pe care le-am pus în practică în această perioadă, ne-au arătat că asta se poate întâmpla. Ba mai mult, pentru că avem foarte bune relații cu colegii din alte țări și suntem implicați în proiecte internaționale și în rețele de medici de familie, am reușit să împrumutăm, să traducem și să implementăm, cuprimind licență pentru unele ghiduri concrete, algoritm concret de teleconsultație, astfel încât să știm cum trebuie făcute lucrurile astea, tocmai folosind experiența colegilor din alte țări. Eu sunt sigură că
Deși în aceste momente noi avem la ora actuală puține consultații în cabinet față de cât aveam înainte, însumând totuși consultațiile de la cabinet cu acele consultații pentru persoane sănătoase, respectiv gravide și vaccinări pentru copii, și consultațiile care se desfășoară în regim de teleconsultație, fie telefonic, fie pe internet, practic ne ducem cam într-un număr de consultații asemănător. Și am învățat de asemenea că durata unei teleconsultații nu este deloc mai scurtă așa cum mi s-a comunicat inițial. Trebuie să știți că în momentul în care s-a intrat în starea de urgență, Casa de Asigurări ne-a permis să facem 8 consultații pe oră în loc de 4, ceea ce ne-a dus cu gândul că o să fie totul foarte rapid. Ei bine, am constatat că trebuie să stai de vorbă îndelungat și că, în medie, o teleconsultație făcută cu un pacient durează mult mai mult decât o consultație obișnuită. Bun, doamna doctor, așa este, aveți perfectă dreptate. De multe ori o consultație la telefon poate fi chiar mai lungă decât o consultație față în față, pentru că ai nevoie de o mulțime de amănunte ca să poți să tragi niște concluzii și să indici, evident, un tratament pentru pacientul respectiv. Domnule doctor, cum considerați dumneavoastră că în momentul de față consultația telefonică ne ajută pe noi medici de familie, îi ajută pe pacienți sau doar este o măsură temporară pe perioada stării de urgență? Domnule doctor, consultația telefonică ne ajută și pe noi, îi ajută și pe pacienți și în primul rând vreau să subliniez aici imensa responsabilitate a unui medic care în baza unei consultații telefonice, a 3 poze pe WhatsApp sau pe orice altă rețea de socializare și după o anamneză corectă și completă și care durează foarte mult pentru că te interesează toate aceste elemente ale unei patologii, responsabilitatea este foarte mare de a pune un diagnostic și de a recomanda un tratament. Pe pacient i-a ajutat foarte mult, mai ales pe cei care au avut simptome și afecțiuni ușoare. S-a dovedit, cum zicea și doamna doctor, că se poate trata un nas care curge și un gât care ustură și la domiciliu. În baza unei anamneze amănunțite și spre norocul meu și a colaboratoarelor mele din cabinet, am reușit să pun diagnosticul la 3 persoane de infecție cu coronavirus simptomatice pe care le-am trimis cu ambulanța pentru coronavirus la spital și am evitat contactul cu aceste persoane. Ce nu am reușit să facem și se pare că doamna doctor și București Ilfov au reușit, acea comunicare cu colegii noștri din alte specialități fără să putem avea acces la nimic din baza lor de date, fără a primi scrisori medicale, avem pacienți cu poliartrită reumatoidă, avem pacienți cu alte afecțiuni a căror tratament în baza scrisorii medicale îl puteam prescrie și noi ca să nu mai primim oameni pe drum. Asta a fost la Caraș, asta este în continuare. Domnule doctor, haideți să facem o scurtă recapitulare a simptomatologiei, pentru că în fiecare din emisiunile de când a început nenorocirea asta cu pandemia, am încercat să le oferim telespectatorilor elemente de diagnostic. Deci ce ar trebui să bage în seamă? Adică ce ar trebui să urmărească un pacient gândindu-se că este suspect de infecție cu COVID-19? Domnule doctor, eu pot să vă spun pe scurt capitolele sau întrebările din anamneza mea pentru acești pacienți. Exact de asta avem nevoie, domnul doctor. În primul rând este interesul nostru de unde a venit persoana respectivă până în urmă cu vreo 2-3 săptămâni când a început infectarea comunitară, transmiterea comunitară. Deci o mică anchetă epidemiologică. Ancheta epidemiologică, de unde a venit, cu cine s-a întâlnit, dacă a venit cu persoane în contact cu persoane bolnave sau suspecte sau pozitive. Și apoi partea clinică, de când au debutat simptomele. Apoi simptomele, febră, isoane sau subtebilități. Durere în gât sau disfagie în limbajul nostru păsăresc.
nas care curge, tuse, seacă sau cum este tusea, cefalee, adică durere de cap, dureri musculare, durere articulare, stare de oboseală accentuată. Și foarte, foarte important și pentru mine a fost un element de hotărător, a fost acea durere toracică în piept și în spate sub formă de absură. Deci, durere pe care au prezentat-o toți pacienții pe care i-am trimis și care au fost confirmați. Fără doar și poate că după asemenea conversație și dacă am avut trei sau mai multe elemente, am solicitat în primul rând 112, unde am explicat aceste lucruri, apoi de la 112 la ambulanță, unde am explicat că bănuiesc că este infecție cu coronavirus, ca să nu meargă nepregătiți acei oameni, și am colaborat cu pacienții și după ce aceștia au fost internați. Bun, foarte bine punctat, domnule doctor. Așa este, aveți dreptate, astea sunt elementele. Noi, medicii de familie și toți medicii din țară și deja foarte mulți pacienți cunosc aceste elemente. În continuare vreau să vă întreb pe amândoi ceva și vă rog frumos într-un minut fiecare să se gândească și să-mi răspundă la întrebare și evident voi începe cu doamna doctor. Doamna doctor, domnule doctor, cine ar fi trebuit să instruiască populația? E o întrebare simplă și aștept un răspuns la fel de simplu. Da. Populația, depinde ce înțelegem prin instructaj. Populația, ar fi trebuit să existe un fond profund de educație medicală înainte ca acest lucru să ne lovească, ceea ce știm bine că nu este așa. Și sunt câteva lucruri despre care nu putem să le luăm chiar de la zero. Există lucruri care se învață încă din școală. Lucruri mărunte la o primă impresie, dar vedeți că nefolosirea și neutilizarea lor și neînvățarea lor la timp duc la lipsa de formare a unor reflexe. Când spun asta, mă refer, de exemplu, la spălatul pe mâini sau la purtarea unei măști. Populația asiatică e obișnuită să poartă măști, în primul rând pentru că se confruntă cu o zonă foarte poluată și aproape toți asiaticii poartă măști din cauza asta și ei știu foarte bine că degeaba poartă masca de la gât în jos sau sub barbă când se plimbă, pentru că nu își feresc nasul, în primul rând, și căile respiratorii. La fel ar trebui să vorbim despre spălatul pe mâini. Deci, despre educație, pentru că m-ați întrebat, educația trebuie să o facă toată lumea, și medicii, și statul, și la școală, și educatorii, și învățătorii, și șefii către salariați și așa mai departe, în măsura în care știu să o facă și trebuie făcută serios, să nu înțelegem că asta înseamnă niște lecții îndelungate de ore întregi. Nu. Sunt lucruri mărunte care se pot învăța în câteva minute și repetându-le le învățăm și mai bine. Dar noi toți trebuie să facem educație și noi altora și altora să ne facă nouă. Apropo de educație, să știți că și medicii trebuie să treacă permanent printr-o educație, atât cu privire la măsurile de protecție, cât și cu privire la partea medicală, de cum trebuie să se comporte. Probabil că ați văzut de colegii noștri din spitale care fac în permanență antrenamente despre cum să-și pună echipamentul și cum să-și scoată și pentru a evita greșelile și oboseala, cineva dictează la liniuță ce e de făcut în timp ce ceilalți se îmbracă sau se dezbracă. E un lucru foarte important. Ține de educație și educația nu se face neapărat la vârste mici sau la vârste mari. Trebuie să o acceptăm ca făcându-se tot timpul. Da, doamna doctor, aveți perfectă dreptate și acum am să rog pe domnul doctor într-un minut, un minut jumate, să-mi spună și părerea dânsului. Așadar, cine trebuia să educe populația? Noi, medici de familie? Pentru că întrebarea a fost pusă cu un pic de tentă, fiindcă ne se reproșează că nu ne educăm suficient pacienții. Sau și noi și alții trebuiau să educe pacienții? Domnule doctor, educația în sănătate și pentru sănătate, și acest lucru îl spun de foarte multă vreme, pentru că în urmă cu 20 și ceva de ani am fost medic școlar, trebuie începută odată din familie, apoi din grădiniță și școală.
Facem tot felul de cursuri și de copii, fac tot felul de cursuri și opționale, dar nimic nu se referă la cursuri pentru sănătate. Cum să ne spălăm pe dinți, pe mâini, pe față și în continuare. Fără doar și poate că pentru o asemenea situație în care ne aflăm acum, cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată și sper să fie ultima întâlnire cu așa ceva, era oportun ca specialiști în domeniu epidemiologic infecțioase să încerce să ne informeze și să ne educe și pe noi, medicii de familie, care eu unul spun că ne-am autoeducat prin toată media și prin tot ce am reușit să citim reprezintă. Deci avem o problemă de sonor. Da. Bun. Pentru că nu ne mai auzim bine, stimați telespectatori, o să întrerupem aici prima parte a emisiunii, o să urmeze o mică pauză și apoi reluăm, sperând că între timp problemele de sonor cu legătura cu reșița să se rezolve. Așadar, publicitate. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria. Actual Clean este soluția de încredere atunci când ai nevoie de curățenie profesională. Oferim servicii de înaltă calitate la prețuri avantajoase. Deratizare, dezinsecție, dezinfecție. Curățenie la domiciliu. Curățenie Horeca, curățenie după constructor, curățenie în birouri și spații comerciale, spălare și curățare mochetă, curățenie industrială. Actual Clean, Baia Mare. Innovation is the best thing. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism. Cum colectăm și aruncăm responsabil gunoiul menajer? Nu folosiți toboganul pentru gunoi decât dacă este permis. În caz contrar, aruncați sacii cu gunoi direct în pubelele stradale. Deșeurile trebuie presate cât mai bine și strânse în saci bine legați la gură. Dezinfectați-vă mâinile imediat după aruncarea gunoiului. Este indicat să aveți la îndemână o sticluță cu alcool sanitar sau gel dezinfectant. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României.
Iată că ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Sper că mica problemă de sunet de la Râșița să se fi rezolvat. Regia, vă rog frumos să-mi dați imaginea solicitată în pauză. Pentru că vorbeam de medicii de familie din toată țara și pentru că ați văzut, stimați telespectatori, cât de mult s-au străduit colegii mei și din toată țara, nu numai din București sau din Cara Severin, să vă fie de ajutor, a apărut, iată, un sondaj. Un sondaj în care s-a căutat să se vadă câtă încredere aveți în. Și culmea, pe locul întâi, cu 60%, încrederea cea mai mare a cetățenilor care au fost intervievați sunt medicii de familie. Doamna doctor, să fie asta o dovadă a faptului că ne ocupăm mult mai mult de pacienții noștri în ultimile luni sau este o realitate din ultimul an sau ultimii ani? Este o realitate din ultimii cel puțin 10 ani, pentru că nu este primul sondaj care apare și nici ultimul care arată exact același lucru. Ba chiar acesta este făcut de o instituție de sondare a opiniei publice privată. Ultimul sondaj la care arăta aproximativ același lucru a fost făcut chiar de Colegiul Medicilor din România, care nu poate fi suspicionat de subiectivism. Deci aș zice că e normal ca pacienții să aibă încredere în medicii lor de familie, pentru că noi avem o relație specială cu pacienții. Noi cunoaștem familii întregi de pacienți, generații întregi, îi cunoaștem pe toată perioada carierei noastre. Gândiți-vă că suntem oameni care lucrăm de 25-30 de ani în cabinete, pentru că media de vârstă a medicilor de familie din România este de 54 de ani. Prin urmare, marea noastră majoritate sunt oameni care își cunosc pacienții de cel puțin 25 de ani de cabinet. Așa încât asta creează o relație specială față de colegii noștri din alte specialități care se întâmplă să-i vadă uneori doar o dată în viață sau poate niciodată. Mai ales medicii de familie care lucrează în rural și care sunt cumva integrați în această comunitate știu bine ce spun, pentru că relația lor cu pacienții de obicei este specială. Domnule doctor, vreau să vă întreb ceva. În ultimul interviu pe care l-am văzut cu dumneavoastră, vă plângeați de numărul mic de medici de familie care sunt în momentul de față dispuși să lucreze. S-a îmbunătățit cu ceva situația? În Reșița nu și nici în județul Cara Severin. Încă mai avem localități rurale un număr mare de locuitori, 2-3.000 de suflete care nu au medic de familie. Avem în Reșița un deficit de, cred că și la ora actuală, de 9 sau 10 medici de familie. Chiar în oraș? În oraș, sigur că da. Și fiind implicat și în activitatea Consiliului Colegiului Medicilor, în ultimii 10 ani nu s-a deschis niciun cabinet nou de medicină de familie în Reșița. Sigur, au fost preluate vreo 4 cabinete de către colegi mai tineri de la colegi care s-au pensionat. Aș vrea să punctez un lucru foarte important. Telemedicina se poate face și consultația telefonică la nivelul medicului de familie, exact cum zicea doamna doctor, pentru că noi ne cunoaștem pacienții, le cunoaștem patologia, le cunoaștem copii, nepoți, strănepoți la mulți și atunci putem să știm adică și situația familiei respective și toată patologia, lucru care pe noi ne ajută foarte mult. Și domnule doctor, poate că n-ar trebui să spun asta, dar eu mi-asum tot ce îl spun. Încrederea, ca de obicei, da, știu. Încrederea în medicul de familie este la 60%, pentru că în nicio situație cabinetele de medicină de familie nu s-au închis. La ora actuală avem cabinete din ambulatoriile de specialitate sau cabinete de specialitate altele decât medicina de familie, care și-au întrerupt activitatea din vari motive, sigur știm infecția cu coronavirus și riscurile la care se expun. Riscuri la care noi ne expunem permanent, riscuri care deja au dovedit că avem în Caraș o colegă
este confirmată simptomatică și internată în spital, medic de familie. Avem în țară medici de familie bolnavi și decedați. Lucru care, fără doar și poate, a crescut încrederea în specialitatea noastră, pe care foarte mulți colegi nu o prea am. Da, din păcate așa este, am păstrat așa un moment de tăcere, pentru că întotdeauna când este vorba de oameni care au murit pe baricad, indiferent de ce lucrau, că erau muncitori, că erau profesori, că erau doctori, că erau cadre medicale sau de altă specialitate, este ceva dureros. Și este ceva foarte dureros pentru noi toți când cunoaștem un om și știm că datorită acestei boli necruțătoare, omul respectiv, bărbatul sau femeia respectivă a decedat. Cunosc și eu astfel de cazuri și, din păcate, vor mai fi. Aș vrea să o întreb pe doamna doctor ce părere are, care este trendul, ce să ne așteptăm până în 15 mai când se anunță măsuri de relaxare, să zicem așa. Vă referiți la trendul infecției cu COVID-19? Da, infecție COVID-19. Evident. Credeam că vom continua să vorbim despre deficitul de medici, pentru că vreau să vă arăt o hartă. Apropo, da, știu și eu harta aceea, doamna doctor. Și am mai pus-o în câteva emisiuni. Este cea făcută de domnul doctor Petrencic, colegul nostru, și pe care am folosit-o, să știți, în câteva emisiuni deja. Problema mare este că nici nu este atractivă această specialitate, pentru că din punct de vedere al numărului, această hartă ne arată de fapt că noi suntem într-un grav și permanent deficit. Pe de altă parte, condițiile în care se desfășoară activitatea de medicină a familiei este extrem de vitregă. Atenție, salariul unui medic rezident de medicină a familiei este aproape dublu față de cât câștigă un medic după ce și-a luat specialitatea și-a luat un cabinet. De aceea tinerii nu vor mai veni în această specialitate, ci preferă fie să schimbe specialitatea, fie să plece din țară. Din acest motiv, acea hartă arată cum arată. Arată care, că peste tot, în toată această țară, peste 500 de localități nu au medici de familie și lucrul ăsta s-a agravat și se va mai agrava în condițiile în care jumătate din populația României este populație rurală și în condițiile în care noi toți avem pacienți, cei care lucrăm în rural, noi toți avem pacienți care uneori n-au fost niciodată la oraș. Adică ei trăiesc și singura lor activitate, singura lor relație cu un medic pe lumea asta e medicul lor de familie. Și atunci, de aceea am optat întotdeauna pentru a le pune la dispoziție în medicina de familie oameni foarte bine pregătiți. Asta trebuie să se înțeleagă, că trebuie să se investească în medicina primară. Dacă mă întrebați de trend, trendul este, cumva suntem puțin reticenți în ceea ce privește infecția COVID-19. Pentru că noi ne găsim mâine, poimine, la aproximativ 14 zile de la acea perioadă foarte aglomerată de cumpărături dinainte de sărbătorile de Paște ortodox. Ori asta ne poate arăta dacă ieșirea pe scară largă a oamenilor la cumpărături și nerespectarea regulilor a avut consecințe. Deci, practic, mâine, poimine, în următoarele 2-3 zile, vom vedea, pentru că a și crescut capacitatea de testare, ați văzut că s-a ajuns la 16.000 de teste pe zi, vom vedea dacă a crescut brusc numărul de îmbolnăviri, ceea ce înseamnă că nu s-au respectat regulile, sau numărul de îmbolnăviri rămâne constant sau scade. Dacă rămâne constant, înseamnă că începem să ne lămurim că asta a fost vârful și e posibil să dăm înapoi. Dacă numărul îmbolnăvirilor scade, înseamnă că am depășit vârful care era preconizat și începem încet, încet să dăm înapoi. Practic înseamnă că numărul îmbolnăvirilor scade, crește numărul vindecărilor, ceea ce înseamnă că ne ducem într-un trend pozitiv, deci e de bine. Am să rog regia să ne pună la dispoziție imaginea numărul 6, pentru că vreau neapărat să o prezint dumneavoastră telespectatorilor. Și în emisiunea trecută și astăzi venind spre emisiune am văzut foarte multă lume pe stradă purtând masca așa cum se vede în imaginea din stânga ecranului. Pe sub nas, ba mai mult, pe sub bărbie, ba am văzut la cineva în mașină masca atârnată de oglinda retrovizoare. Deci are mască, nu poate fi la o adică amendat că umblă fără mască, dar
masca pe sub nas, pe sub bărbie sau alternată de oglinda retrovizoare în mașină, nu are nicio eficiență, dragii mei telespectatori. Uitați-vă la imaginea din dreapta cu domnișoara care poartă masca corect, pentru că trebuie să vă obișnuiți cu masca purtată corect în orice împrejurare, chiar dacă vă stânjenește un pic la respirat, dar gândiți-vă, dacă nu vă protejați cu mască, ajungem la situația numărul 7, vă rog, imaginea următoare. Și acolo veți vedea cât de importantă este o astfel de mască, pentru că, dacă vă uitați cu atenție în partea de sus, dacă avem de-a face cu un purtător sau un pacient care este bolnav de COVID-19 și noi purtăm mască și el tușește strănută în prezența noastră, ne putem infecta. Dar dacă el se protejează și noi nu purtăm mască, riscul de îmbolnăvire scade, iar dacă amândoi purtăm mască, dar purtăm mască în mod corect, riscul de a ne îmbolnăvi este mult, mult mai mic. Domnule doctor, urmează 1, 2 și 3 mai zile libere. Aș vrea să spuneți cum apreciați ce se va întâmpla în perioada asta. Cei de la guvern, poliția, mă rog, armata și așa mai departe, jandarmerie, au anunțat controle mari în trafic, controle mari la iarbă verde. Ce părere aveți? Va ieși lumea de 1 mai? Va ieși la iarbă verde, la chermeze mici, bere și așa mai departe? Sper că nu, dar am emoții că da. Referitor la purtarea măștii, domnule doctor, aș vrea să mai fac o singură precizare. Am una aici lângă mine. Vă rog frumos, nu puneți mâna pe mască aici să o tot aranjați în sus sau în jos. Eu asta nu mai folosesc. Renunțați de a pune mâna pe acest filtru care acolo, teoretic, se opresc o parte din microorganismele de care ne ferim. Referitor la întrebarea asta, domnul doctor, foarte greu de spus. Am avut exemple nenumărate de încălcare a legilor și ordonanțelor militare. Vremea se pare că se îmbunează pe 1, 2 și 3 mai. Am emoții că nu se va respecta această ordonanță militară cu distanțarea socială și toate celelalte. Noi suntem într-o zonă de munte, zonă foarte bogată din punct de vedere al reliefului și cu zone foarte multe în care se poate face grătar sau nici și am emoții că se va întâmpla treaba asta. Dacă cei îndrituiți să facă ordine își vor face datoria, sper ca oamenii să respecte legea și probabil că se va protruji mult bugetul format din amenzile emise de către organele competente. Da, bugetul se va rotunji și în măsura în care aceste amenzi vor fi și încasate, pentru că eu mă întreb, s-au dat amenzi în valoare de milioane de lei, dar nu știu cât s-o fi încasat la bugetul de stat din aceste milioane. Mai mult, există zvon în populație că după ce trece starea de urgență se va da o hotărâre de guvern și toate aceste amenzi vor fi anulate. Doamna doctor, ce ziceți? Bucureștenii dumneavoastră vor ieși de 1 mai. În primul rând, cum e vremea la dumneavoastră în București, că la noi plouă, deci e clar, în Maramureș lumea nu va ieși, că pe vreme de ploaie n-ai unde ieși la iarbă verde sau la pădure. Asta vreau și să spun. Să parafrazez o expresie foarte cunoscută. Dacă dă Dumnezeu și plouă... Așa este. Oricum de ploaie, este mare nevoie peste tot. Da. La noi este înnorat și este vânt. Plouă câte puțin, câte puțin, încă nu e foarte hotărât, dar dacă dă Dumnezeu și plouă, atunci și noi vom trece cu bine peste acest lucru. Aș zice că, cu toate că ne-am așteptat destul de puțin ca românii să fie hotărâți și respectoși și să înțeleagă aceste lucruri, cred că am subestimat un pic forța de înțelegere. Ceea ce vedem acum, numărul acesta de îmbolnăviri și numărul acesta de decese ne dă speranță, pentru că eu știu că dacă ne uităm bine, 700 de decese înseamnă foarte mult. Dar dacă ne uităm peste drum,
și vedem ce s-a întâmplat în țări care au un sistem de sănătate mult mai bine pus la punct, spre care tânjim în fiecare zi noi cei din sănătate, ne uităm că, vedeți, poate că am fost un pic mai înțelepți și poate că am fost așa cum nu ne-am așteptat. Cred că a contat foarte mult gradul de înțelegere și chiar dacă mai sunt derapaje, sunt oameni care nu respectă regulile și sunt oameni care ies indiferent de ceea ce li se impune, aș zice că suntem într-un loc destul de ferit din punct de vedere al numărului de cazuri. Dacă dă Dumnezeu și plouă și dacă dă Dumnezeu și respectăm în continuare regulile, vom trece bine și peste perioada de vară și peste următorul sezon, pentru că ne așteaptă următorul sezon rece, în care vom avea infecții amestecate, gripă plus COVID, și mai departe, pentru că nu se știe când, cel mai devreme înainte de martie, nu avem cum să avem un vaccin și pe urmă iarăși vom avea probleme să-l procurăm și iarăși vom avea probleme să-i convingem pe toți să-l facă. Deci ne așteaptă o lungă perioadă de timp în care trebuie să rămânem la fel de înțelepți. Da, aveți perfectă dreptate, trebuie să fim înțeleși și să dea Dumnezeu să plouă, pentru că este nevoie de foarte multă apă. Am și o mică livadă la țară și, credeți-mă, tânjesc pomii după apă. Am să rog regia să ne dea imaginea numărul 4, pentru că aș vrea să comentăm împreună cu colegii mei starea psihică a pacienților noștri, a celor care stau mult în casă, a celor care nu iasă, cei care respectă regulile de distanțare socială. Și iată că în numai câteva zile de la punerea la dispoziție acestui număr de telefon au fost peste 800 de apeluri și 5.000 de minute de convorbire pentru cei care se simt însingurați, pentru cei care se simt deprimați. Domnule doctor, voi începe cu dumneavoastră. Ce părere aveți? Care este starea psihică a pacienților dumneavoastră în momentul de față? Starea psihică a pacienților mei se poate, sau pacienții mei pot fi împărțiți în două sau în trei categorii. Pacienții care sunt activi și care au fost obligați să iasă la muncă și aceștia au o stare de anxietate, de frică, să nu ducă această boală acasă. Sunt pacienții de peste 65 de ani, cărora li s-a interzis să iasă din casă și le-a fost permisă ieșirea doar între ora 11 și 13, timp, părerea mea, insuficient pentru a-și rezolva problemele zilnice, și pacienții cu alte afecțiuni care au început să-și arate colții, domnule doctor, s-au înmulțit atacurile de panică, s-au înmulțit numărul pacienților care acuză și nu ai de unde să știi până nu îi consulți afecțiuni cardiace, fără doar și poate starea psihică a unui pacient oncologic care nu își poate face o examinare RMN necesară pentru continuarea tratamentului sau pentru modificarea lui. Astăzi am avut o pacientă programată la RMN cu un cancer de sân care nu a fost lăsată să intre în spital pentru că nu se face RMN decât la urgente. Sper că a fost primită, pentru că am solicitat ca cei de la RMN să confirme la poartă și la jandarm că această pacientă are programarea pentru un RMN cu care să meargă la oncolog. Oncologul este legat de mâini și de picioare în timpul tratamentului dacă nu are aceste examinări obligatorii pentru a evalua pacientul. Deci, eu zic că este o stare generală de tensiune, o tensiune care până în urmă cu 3 zile a fost permanentă. Ieri, în schimb, pe tot și în Reșița, care are două străzi, pe una te duci și pe cealaltă zi, era pustiu. Fie dimineața, fie la prânz, fie seara. Aseară, la ora 18, ora 20,
Toată lumea era pe stradă, jumătate din ei cu cățel sau cu alte animale de companie, sigur că cu pește din acvariu n-am văzut, cum erau lucrurile de pe rețelele de socializare. Jumătate din ei erau cu măștile ținute ca și guler și o grămadă de mașini. Deci am impresia că acel anunț că se va relaxa toată treaba de la 15 mai a fost socotit și aplicat un pic mai repede de către populație și am emoții pentru de acum în două săptămâni, având în vedere și 1, 2, 3 mai. Doamna doctor, știu că aveți un băiețel elev de școală. Cum v-ați descurcat cu el în perioada asta? Lecții pe internet, supraveghere, ținut în casă, fără posibilitatea de a face sport, știu că îi place foarte mult să joace, să iasă în aer liber. Cum v-ați descurcat cu el? Pentru mine a fost o decizie greu de luat, pentru că acum o lună și o săptămână l-am dus la părinții mei și acolo a rămas. A, e la Bușteni, v-ați să zică. Nu este la Bușteni, părinții mei locuiesc la câteva stații de diferență de mine. A, dar știam că aveți și... rude la munte, la Bușteni sau unde la... Da, numai vara merg părinții mei la Bușteni. Aha. Și așteptăm să se ridice toate restricțiile astfel încât să se poată duce acolo. Și asta mă duce la întrebarea de dinainte. Pacienții mei, eu sunt medic de familie rural. Lucrez într-o zonă rurală care este în jurul Bucureștiului. Și spre deosebire de pacienții din București și probabil și din alte părți din rural, ce am observat eu, pacienți din urban, ce am observat eu, pacienții mei din rural care locuiesc la case, nu au resimțit, mă refer la cei vârstnici, evident că ar trebui să stea ceva mai izolați, nu au resimțit atât de tare această problemă a izolării, pentru că au un pic de curte, un pic de grădină, un solar, fac o grămadă de activități în jurul casei. Părinții mei, care stau în București, într-un apartament de două camere, acum și cu un copil de aproape 14 ani, n-au ieșit din casă de 5 săptămâni, în condițiile în care ei sunt destul de activi. Și pentru toți a fost o provocare. Pentru băiatul meu care nu a mai putut face activitățile sportive pe care era obișnuit să le facă pentru că a trebuit să facă altceva și a trebuit să modifice dieta, pentru bunici, pentru părinții mei, că au trebuit să facă, în afară de activitățile lor obișnuite, să stea în casă, să facă și lecții. Și a fost așa o împletire de un moment senzațional de educație suplimentară, pentru că a trebuit fiecare să-și găsească o altă... o altă capacitate de bun educator în cazul lor, să participe la jocuri de 14 ani în cazul bunicilor, s-au împletit și s-au înțeles foarte bine. Iar noi, cei din generația următoare, i-am aprovizionat așa cum a trebuit și am recomandat tuturor la ușă, cu tot respectarea tuturor precauțiilor și le-am făcut cu mâna la balcon ca Julieta. Doamna doctor, domnule doctor, săptămâna trecută, în 20 și 26 aprilie, a fost săptămâna europeană a vaccinării. Așa, într-un minut, o să vă rog pe fiecare să comentați cum ați reușit să vă vaccinați copiii în perioada asta, pentru că este foarte clar pentru mine că în această perioadă lumea s-a cam temut de vaccinare. Am reușit să vaccinăm, domnule doctor, programând pacienții copilași la vaccin pe sfert de oră, ca atunci când urcă în clădire. Eu am cabinetul la etajul 1 și este o clădire cu 6 cabinete de medicină de familie, să nu fie nimeni în sala de așteptare și să nu fie nimeni pe coridor. Am avut suportul pacienților, suportul părinților care au dorit să-și vaccineze copiii și, cum spunea doamna doctor, apare vaccin pentru corona în martie și se lămurim să se vaccineze. Să știți că epidemia asta i-a lămurit să se vaccineze. Am reușit, chiar astăzi am făcut finalul raportărilor de vaccinare, de vaccinări și am avut un... am avut surpriza să vaccinăm aproape tot ce ne-am propus, exceptând pacienți care
nu au fost găsiți la locul lor, la domiciliu, sau care au fost contraindicat temporar. Am vaccinat 57 de copii cu tetravaccin și încă 20 de copii cu prevenar. Bravo, domnule doctor, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar trebuie să-i acord și doamne doctor un minut și apoi trebuie să ne luăm la revedere. Așadar, doamna doctor, vă rog frumos, cum v-ați descurcat cu vaccinările? Au fost de acord părinții să vină la vaccin? Ați putut să vaccinați, să faceți circuite separate și așa mai departe? Eu am sărbătorit săptămâna vaccinării prin muncă și prin vaccinare. Părinții mei, părinții copiilor din care se află în îngrijirea mea au venit la vaccinare, nu am niciun refuz. Ceea ce fac eu pe vaccinare și fac public probabil că influențează, deci poate fi o chestiune subiectivă aici. Da, am reușit să mă organizez pentru că accesul foarte scăzut al pacienților la cabinet mi-a permis să oferim culoar de siguranță. Am reușit să insuflu încredere și copiii au venit. Deci eu nu am în acest moment restanțieri la vaccinare de niciuna din vârste. Doamna doctor, așa de încheiere, un mic mesaj pentru telespectatorii din Maramureș? Mi-e dor de Maramureș, mi-e dor de Păstrăv și de toate lucrurile bune pe care le-am văzut acolo, de mănăstirile minunate și de vremea aceea frumoasă și abia aștept să pot să ajung din nou, pentru că ceea ce am văzut acolo nu cred că mai văd undeva în țara asta și credeți-mă, sunt un om născut la munte și știu ce spun. Vă așteptăm sănătate cu drag, tuturor. Doamna doctor. Domnule doctor și dumneavoastră. Salut toți locuitorii Maramureșului, unde am trăit 3 ani împreună cu părinții mei la Casnic și îmi salut foștii colegi de facultate, având în vedere că sunt absolvent de Cluj și mulți sunt în zona respectivă, mergând să profeseze acasă. Da. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, domnule doctor, stimați telespectatori, asta a fost emisiunea noastră de astăzi, am mai fi vorbit încă vreun ceas, două, cu colegii mei din țară, dar din păcate acele ceasuri Nicului se învârt fără să se oprească. Așadar, dacă mai vreți știri din țară sau despre noi, despre medicii dumneavoastră de familie, dacă vreți, vă așteptăm din nou joia viitoare la ora 17. Să aveți o după masă și o seară plăcută. La revedere!